Bună seara și bine ați venit la Alba Iulia. Aș vrea să purtăm un mic dialog pe temele fotbalului românesc, că așa este normal. Vreau să vă întreb în primul rând cum vedeți șansele de calificare ale naționalei de seniori a României. Deci mă gândesc că pentru locul 2 mai avem șanse, cred că Germania a scăpat deja în câștigătoare. Păi, cu siguranță, cele 7 puncte câștigate în fereastra din septembrie, în urma celor 3 meciuri, ne dau foarte mari speranțe, și astfel încât să ne îndeplinim acest obiectiv după un debut nu foarte fericit, astfel încât să avem șanse reale, inclusiv după fereastra din luna octombrie, în ceea ce privește calificarea de pe un loc 2 pentru meciurile de baraj. Ce așteptări aveți de la dubla cu Germania și Armenia? Germania aproape câștigătoare a grupei și Armenia, dacă îi învingem, le putem lua locul și urcăm noi pe poziția a doua. Cu siguranță ambele meciuri sunt importante. În primul rând știm cu toții că Germania este echipa mai bună, dar sperăm că de data aceasta să nu fie echipa mai bună cea care va câștiga. Iar în ceea ce privește meciul cu Armenia, cu siguranță este o finală pe care trebuie să o câștigăm, astfel încât să ne asigurăm acest loc 2 despre care vorbeam mai devreme. Profit de ocazia că vă aflați aici la Alba Iulia, nu să vă întreb de Liga 1, de Liga 2, vă întreb puțin despre implicarea federației pe care dumneavoastră o conduceți la nivelul ligilor a 3-a și a 4-a. Cam ce ne puteți spune vis-a-vis de acest aspect? În ceea ce privește Liga 4-a, mult mai puțin, fiindcă ele sunt pe președinții de asociații județene de fotbal, să vă spună. În ceea ce privește competițiile care sunt organizate direct de către federație, obiectivul principal pe care l-am avut pentru această toamnă a fost să putem să demarăm toate competițiile, cele pe care le aveam în organizare înainte de pandemie. Lucru pe care, din fericire, putem să-l facem în ciuda acestui context foarte dificil din punct de vedere sanitar. Astfel încât pot să vă anunț cu această ocazie că toate competițiile la nivel de copii și juniori vor putea să demareze în această toamnă, inclusiv în formate noi competiționale care se încadrează foarte clar în noua strategie tehnică a Federației Române de Fotbal. Unul dintre pilonii pe care se așează această nouă strategie tehnică este inclusiv cel care propune eliminarea clasamentelor, a rezultatelor pentru toate competițiile la nivel de copii până la 14 ani, lucru pe care îl vedem deja în implementare începând din această toamnă. Dar și competiții noi, da, care își propun un scouting de la vârste cât mai mici pentru pasul pe care tinerii jucători trebuie să-l facă apoi la prima națională, la prima reprezentativă, cea de under 15. Acest lucru presupune că din această toamnă ne dorim să coborâm cu o categorie de vârstă la under 13, acel concept pe care l-am implementat acum câțiva ani, turneul speranțelor, acele selecționate județene. Înainte de a încheia, o întrebare care ne macină pe toți. Spuneți-mi care este problema cu implementarea VAR-ului. Că am văzut vreo două păreri. Una spuneau că în 22 aprilie 2022 și astăzi am văzut o declarație a vicepreședintelui Comisiei Centrale Arbitrilor, domnul Deaconu, care spunea că este necesar un timp de vreo 10 luni pentru a pregăti arbitrii și probabil doar din începutul sezonului 2022-2023 vom avea în sfârșit acest VAR. Păi, după cum știți, noi ca și federație ne-am dorit încă de la bun început să implementăm sistemul de VAR în România, însă nu am considerat că este de datoria noastră a Federației Române de Fotbal și a tuturor membrilor Federației Române de Fotbal să susținem exclusiv financiar acest proiect. De aceea am invitat Liga Profesională de Fotbal, care produce venituri din urma comercializării drepturilor de Liga 1, să susțină financiar. Acesta este unul dintre motivele pentru care acest proiect a întârziat, până când Liga Profesională de Fotbal nu a fost de acord să cofinanțeze acest proiect, practic n-am putut să intrăm în linie dreaptă. Acesta a fost principalul argument care ne duce la această întârziere. A doua întârziere, de aproximativ 2 luni de zile, vine din partea celui de-al treilea partener din acest proiect, fiindcă pe lângă LPF și FRF, vorbim de deținătorul de drepturi TV, care a întârziat să trimită la București tehnologia de pregătire practică pentru arbitri, ceea ce probabil ați văzut în aceste zile ca și început tot acest sistem. Iarăși nu știm cum va evolua pandemia, fiindcă arbitrii nu se pot pregăti decât în echipe de câte 2.
Ne este teamă de momentul în care vom avea unul dintre arbitrii depistați pozitiv. Din fericire, în ceea ce privește arbitrii, stăm foarte bine. Avem un procent de peste 90% din rândul arbitrilor deja vaccinați, ceea ce, să spunem, reduce acest risc. Pentru Federația Română de Fotbal, efortul financiar este de cuprins între 250 și 300 de mii de euro. Da? Și repet, Federația Română de Fotbal a trebuit să găsească aceste resurse financiare în piața de business ca să putem să finanțăm acest proiect. În încheiere aș vrea să transmit un mesaj iubitorilor fotbalului din Alba în special și din România în general. Ceea ce, după cum știți, astăzi și mâine, în prima parte a zilei, ne aflăm într-o vizită în județ. Am fost astăzi la Sebeș, cu Gir, astăzi în Alba Iulia. Ne vom întâlni inclusiv cu membrii noștri afiliați din alte localități din județ, astfel încât să ne dăm seama exact care este situația fiecărui club, din punct de vedere financiar, din punct de vedere sportiv, în tot acest context de pandemie. Și la fel cum ar trebui noi să ne individualizăm toate programele de asistență pe care le avem dinspre Federația Română de Fotbal. Ceea ce îmi doresc, da, și nu doar pentru Alba Iulia, ci pentru tot județul, este să continue tot acest proces investițional la nivel de copii și juniori, băieți și fete, astfel încât și în anii următori să putem să avem și alți jucători de la echipa națională, pe lângă Nicolae Stanciu, care reprezintă în momentul de față cu brio meleagurile dumneavoastră. Domnule președinte, mulțumesc și succes în activitate în continuare. Mulțumesc mult și rămâneți aproape de fotbal.